Suntem la Ellis în showroom, ne pregătim pentru petrecerea zilei. Ia! Nu e așa că e slabă? Da. Și voi sunteți slabe. Acum, hai să vedem dacă mai intru în rochie. Hai să vedem. Hai. Poți să vin să văd dacă mai intru. Eli, mai scurtă de atât nu puteai? Nu. Bine, gândiți-vă că sunt pe topuri. Așa, așa. Da, dar nu intră. Intră? Nu intră. Aproape intră. Aproape intră! Ha? Wow. Mamă! Asta e! Ce înseamnă manechinele adevărate? Fii atent ce înseamnă. Arăți foarte bine, ea. Nu? Super! Da, eu i-am ales-o! Un pic că eu stau, cât o să stau. N-auzi, nu? Auzi? Măi, Dana! Da! Asta mai... Hai mă, Eli, că e... E ok, rochea pentru mine, e mișto? Super! O să-mi dau și sutienul jos, dar nu acum. Pantofii ne plac maxim. Și foarte cool. Da, merge, nu? Mm-hmm. Ce mănânci, Dana? Iar mănânci? Te spui o Zina! Nu, 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 nu. Ia să facă frișă. Și asta sunt eu. La Ellis. Deci e ca în vremurile de altă dată. Nu știu ce o să fac, o las așa, stai șapte. Caterinca, bârfe la greu. Bârfe la greu. Mulțumim, Mirela Descan, fetele astea sunt minunate, ne fac să fim mai frumoase decât suntem, nu? Dacă ceilalți își imagineze ce poate poate, așa ce panică. Botezatul, ce haine ne dai să... Sperăm să intrăm în ele. Pă bune! Welcome! Alea-s bastoanele noastre? Da! Mulțumim, mulțumim! Wow! My God! Superbe! E ca pe vremuri, toată lumea își face de lucru, știi? Fără să aibă prea mult ajutor. Da! Retrăiesc acest moment. Îl retrăiești, nu? Cea mare, o sărbătorim pe Zina Dumitrescu aici la Vila 23 la Snagov. Toată lumea are emoții, dar toată lumea a venit pentru ea și eu mă simt foarte, foarte fericită în momentul ăsta că sunt exact oamenii pe care eu iubesc și respect și ador.
Hai, pregătește-te că începe emisiunea, să pregătești, să prezinți moda. Hai. Ce ai, Ulima? Mai avem puțin și intrăm în emisiune. Uite, 5, am intrat în emisiune. Bancia ta? De la ora 5? Să nu... Și cum ești dacă eram creștia? Să fie cât mai multe grijă cu nostru, sau printre noi, sau cu noi. Și să aibă satisfacții de la viață în continuare. Este o sărbătoare absolut deosebită și cred eu că este ceea ce Zina merită, pentru că... Zina! Ai venit la rând? O să ne vezi. Mai știi, îl cunoști? Lucian de la UCECON. A fost la UCECON. Păi cine? Eu sunt. De an când toate manechinele s-au adunat într-un spectacol de modă. Și iată că acum ne-am adunat din nou. Se trăiește vecino. Se trăiește 1000 de ani. Se trăiește să fii sănătoasă la mulți ani. Cu toată dragostea. Sans faire, c'est à moi pour demain. C'est beau. Et si nous nous aimons, donnez-nous le Pentru Zina Dumitrescu, doamna Zina, asta e, seara e, nici nu a venit, uitați, nici nu a pus soarele, da?
Am un moment foarte special care are legătură și cu aceste rochii minunate create de Cătălin Botezatu, pentru că de fiecare dată ne aduce aminte că o femeie este elegantă atunci când poartă o rochie superbă, când este aranjată, bineînțeles, Mazina Dumitrescu. Valentina Pelimel la 30 plus a fost manechina care... E cea care m-a descoperit, de fapt. Pentru că murise tatăl în 96 și auzisem la radio despre preselecția aceasta la Tomo de România. Și eu îmi doream, eu visam de mică, dar nu eram tocmai într-o stare prea bună. Însă mi-am luat inima în dinți după ore la liceu, eram la Sfântul Sava elevă, cu rucsa cel în spate și m-am dus la un hotel unde deja pregăteai fetele pentru concurs și am bătut la ușă. Și a ieșit doamna Zina, tu ce vrei? Ce o fi cu pirueta? Cum să fac o piruetă? Hai, întoarce-te cu fața cu spatele, ce să te văd? Gata, mâine vin concurs, mi-a zis. Și uite așa am câștigat o model România, 96. Mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani, să trăiască, la Eu vreau să o aplaudăm și pe Dana Săpui, că ea a fost nu se încheie, urmează partea aceea plăcută care toată lumea va ciopli cu toată lumea în